Tibor Selimeș și Laurențiu Ediniță, jucători cu multe prezențe în Divizia A, primul dintre ei component al generației de aur, au fost prezenți la sfârșitul săptămânii trecute la Câmpul Lung în tribunele stadionului municipal pentru a urmări meciurile din cadrul turneului zonal al campionatului național rezervat juniorilor sub 15 ani. După încheierea finalei dintre Dinamo și Petrolul 52 Ploiești, meci câștigat de albroșii cu 3-1, cei doi jucători au tras concluziile acestui joc. A fost un meci foarte frumos, un meci cu multe goluri, un meci cu multe faze, un meci în care Dinamo, în principiu, mi-a plăcut foarte. Da, evident că n-ai fost imparțial, ținând cont că ai jucat câțiva ani la Dinamo, e adevărat, nu la juniori. Da, nu numai de asta, pentru că au jucat mai frumos, și-au creat mai mult, mult mai multe ocazii. Sunt câțiva jucători la care ar trebui să aibă grijă, pentru că sunt jucători de viitor și ar trebui să crească un pic, și mai bine să-i muncesc mai mult cu ei pentru să ajungă fotbaliști, și eu cred că viitor avem, dar nu știu, de la 15 până la 18-19 ani pe drum undeva se pierd din păcate copiii, și aici ar trebui să avem mai mare grijă, și nu vorbesc numai de Dinamo, vorbesc în general din toată țara, și aici ar trebui să avem mai mare grijă ca să-i creștem și mai mult, să fim mai atenți cu ei ca să putem să-i scoatem jucători, pentru că românul e foarte talentat la sport, dar în general la fotbal, și aici ar trebui să avem mare grijă. Sunt de vorbă și cu Laurențiu Dință, cel care teoretic a fost implicat în desfășurarea acestei finale, ținând cont că juniorul lui evoluează pentru Dinamo București. Cum ți s-a părut meciul? Da, un meci bun, un meci de calitate, spre bucuria mea și a noastră, a suporterilor dinamoviști. Dinamo a câștigat chiar dacă a jucat în inferioritate. Cred că s-a văzut și valoarea echipei față de cei de la Petrolul. Asta nu le scade din merite tuturor echipelor care au rezolvat în acest mini-campionat. Îi felicit pe toți, dar trebuie să felicităm campioana. Da, mi-a plăcut expresia cu noi suporterii dinamoviști, să înțelegem că ai devenit suporter dinamovist în ultimii ani, ținând cont că ai jucat la alte echipe. Da, nu am ce să fac. Eu sunt profesionist ca și jucător și ca și antrenor. Îmi place să cred că sunt profesionist, dar fiind implicat cu copilul aici de 7 ani, 8 ani, trebuie să sunt aproape cu sufletul de ei, pentru că vin la fiecare meci alături de ei. Ca și cunoscător, poți spune că sunt 2-3 nume în echipa actuală a lui Dinamo la sub 15 ani care pot ajunge fotbaliști de ligi superioare? Da, eu cred că sunt mult mai mult de 2-3 fotbaliști care pot să facă pasul mai sus. Acum depind numai de ei, pentru că este vârsta asta fragedă, 16-17 ani, când aici este cum să zic eu, primordial să poată să-și dorească să vadă unde, în ce direcție să o apuce, ori cu fotbalul, ori cu altceva. Și mulți fotbaliști talentați s-au pierdut în perioada asta, dar sper pentru binele lor, pentru că sunt o echipă foarte bună, eu am spus să-i urmăresc de foarte mulți ani, poate să ajungă mulți mai sus să joace.